Dame i gospodo, naši gosti iz Rumunije, duplo zlato, Mario Galičani. Dobar dan, Kalibitas Srbija. Dobar dan, dragi prijatelji. Imao sam ideju da ovo predavanje održim na srpski jezik. U tom slučaju ne bi mi trebao prevodilac i brže bi završio. Nažalost, nisam uspeo da naučim srpski, pa ću nastaviti uz prevodilac. Domnule președinte, domnilor director, stimați invitați, doamnelor și domnilor, sunt fericit să fiu azi aici pentru ca să sărbătorim împreună 20 de ani de Kalibita în Serbia. Gospodine predsedniče, gospodo iz rukovodstva, gospodo prisutni na ovom skupu, dame i gospodo, srećan sam da sam ovde sa vama, da zajedno proslavimo dve decenije rada Kalibite u Srbiji. Kalibita Srbija, sunteți o echipă de top. Sunteți o echipă matură, cu niște lideri puternici, care au influențat și au adus multă valoare mișcării Kalibita în toată Europa. Kalibita Srbija, vi ste jedna vrhunska organizacija, jedan tim koji može da se diči izuzetnim liderima, rukovodiocima. Vi ste uspeli da širite način razmišljenja Kalibita u svim ovim krajevima. De-a lungul anilor, managerii din Serbia m-au influențat și m-au inspirat de mai multe ori. Tokom godina, menadžeri iz Srbije više puta su me inspirisali i navodili na razmišljanje da idem dalje. Pe cei mai buni dintre ei ați putut să-i ascultați de dimineață, eu doram să-i trec în revistă. One, o kojima sam malo pre rekao, mogli ste slušati jutros. Ja ću sada samo ime da im pominjem. În 1998 aflam că a apărut primul golman manager din Kalibita. Era Matis Šandor. 1998 pojavio se Matis Šandor u okviru mreže Kalibita. În 2008 tot din Kali News aflam că familia Ildiko și Karoli Rakoci deveneau dublu golman manager. 2008. Isto u časopisu Kali News saznao sam za porodicu Rakoci koja je dupli dobitnik Zlatne palme. În 2014, la Poreč in Croatia, o felicitam pe Irena Radojević, care devenea gol palmenager. U Poreču 2014. Imao sam čast da čestitam gospođi koja je postala zlatni menadžer, gospođa Radojčić. Hajde se nema ja kordan, inka volim te aplauze. Molim vas, želim da vam toplu aplauze. Akum, aš dori sa aduk un omađu pentru čel kare a post Imre Parokaj. Sada bih hteo da se podsjetimo svi čoveka koji je izuzetno značio Imreta Palokaja. A fost și rămâne unul din mentorii mei, de
învățat și am înțeles cu adevărat această afacere. Bio je i zauvek će ostati moj mentor od koga sam naučio sve što znam o Galiniki i koji je doprineo da i moj način razmišljanja ide u tom smeru. N-am lipsit la niciunul din seminariile dumnealui pe care le-a organizat în România. Ja nisam propusio ni jedan seminar koji je organizovao u Rumuniji. În semn de omagiu pentru întreaga sa activitate, vreau să vă fac cadou o prezentare mai specială, PowerPoint, pe care o puteți lua, ridica, dacă luați legătura cu organizatorii. Učasnijemu i kao zahvalnost, ja ću vam predstaviti jedan PowerPoint prezentaciju koju, ako stupite u kontakt sa organizatorima ove svečanosti, možete i preuzeti i koristiti. Nu știu dacă are importanță sau nu, și eu sunt membru Calivita tot de 20 ani. Ne znam da li je to važno ili ne, ali i ja sam član Calivite, kao i tim iz Srbije, isto 20 godina. Acest koncept de afacere m-a transformat total. Ovaj je poslovni način i koncept potpuno je promenio sve što je bio do tadašnji moj život. Dacă doamna doctor Tarnovski mi-a fi făcut analiza sângelui în întunecat, ako bi gospođa doctor Tarnovski pravila analizu moje krvi u nekom mračnom polju, ar vedea că sângele meu, în afară de faptul că este foarte alcalin, videla bi da, pored toga što je moje srce vrlo kiselo, conține globule albe, globule roșii și globule calivita. Ima još i krvna zrnca bela i crvena, ali i posebna krvna zrnca calivita. ADN-ul meu s-a transformat total și s-a aliniat perfect cu valorile calivita. Moj DNK se potpuno promenilo i sada je u skladu sa onim što podrazumeva kalivitan način života. În cele ce urmează, aș vrea să vă prezint pe scurt călătoria mea în Calivita și cine au fost cei care mi-au ghidat acest drum. U ovom što ću nastaviti da predstavim, jeste pokušaj da vam omogućim da shvatite moj put u Calivita, pardon, i ko su bili oni koji su me poveli na ovaj put. Cu mulți ani în urmă, când am început această activitate, n-aveam în cap decât un singur gând. Vreau să fac o diferență în viața mea, pentru că îmi doresc mai mult de la viață. Când am început la ovaj put, imao sam samo jednu misao. Hoću nešto da promenim u mom životu, jer ja od svog života želim više. Sunt o fire ambițioasă și am fost crescut în spiritul competiției și al sportului de performanță. De aceea am depus foarte mult efort și energie ca să pregătesc împreună cu soția prezentările Calivita. Am muncit din greu pentru că cu adevărat voiam să facem o diferență în viața noastră. Ja sam vrlo ambiciozna ličnost. Odgajan sam da se takmičim u sportskim disciplinama. I vrlo teško zajedno sa mojom suprugom smo radili i pripremali sve prezentacije Calivita u prostoj nameri da nešto promenimo ne samo u našem životu. Efortul nostru n-a trecut neobservat și la câteva luni după ce ne-am înscris în rețea, am fost invitați la un seminar de instruire. Naš napor nije ostao neprimećen. Nekoliko meseci pošto smo ušli u mrežu Calivita, dobili smo poziv za jedan međunarodni seminar koji je podrazumevao trening i upućivanje u posao. Aici l-am cunoscut pe primul meu mentor, care mi este și sponsor, se numește Rač Zoltan și este din Ungarie. Na tom seminaru upoznao sam prvog mog mentora, Rač Zoltana, koji je bio moj prvi mentor i koji je moj sponsor. De la el am înțeles că, deși am făcut o schimbare în viața mea, o diferență în viața mea,
Dacă voi continua pe cont propriu, în final, viața mea nu va însemna o mare diferență. Od njega sam razumeo da to što sam pravio jedan korak u drugom smeru, što sam promenio nešto u svom životu, ne znači mnogo ukoliko nastavim na tom putu sam. Ai nevoie de echipă, mi-a spus Zoli. Svakom od nas treba jedan tim, tako me učio Zoli. Așa că am trecut la a doua etapă din călătoria mea. Tako je počela druga etapa mog putovanja. Și am spus că vreau o diferență în viața mea împreună cu oameni. I onda sam rekao da promena u mom životu će imati značaja samo ako se desi zajedno sa drugim ljudima. Dacă mă întâlneam pe stradă cu cineva cunoscut, îi spuneam... Kada bi na ulici sreo nekog poznatog, rekao bih mu... Stop! Auzite Calivita? Stop, jesi čuo za Calivitu? No. Ne. Stai să-ți spun eu. Evo, ja ću te uputiti. Tu ai auzit de Calivita? Ti si čuo za Calivitu? No. Stai să-ți spun. I tebi ću objasniti. Tu ai auzit de Calivita? Da. A ti, da li si čuo za Calivitu? Ok. Da me auzi de la mine. Ali nisi čuo od mene, pa ću ti i ja objasniti. Partea bună este că foarte repede m-am prins de ce aveam nevoie de mulți oameni în echipă. Dobra strana este da sam još na početku shvatio da mi treba više ljudi u timu. Nivelele veneau așa, repede, unul după altul. Nivoii su se ređali brzo, jedan za drugim. Partea rea era că nu toată lumea vroia să facă parte din echipă. Loșa strană e bila da ne svi oni kojima sam objašnjavao Calivitu su bili spremni da postanu članovi mog tima. Să vă întreb ceva. Da vas pitam nešto. Vi s-a întâmplat vreodată să vă doriți să vreți o persoană în rețeaua dumneavoastră, să trageți de ea, să-l sprijiniți, să-l ajutați? Da li vam se desilo da neku osobu zaista želite u svom timu, da ga cimate, vučete, da mu pomažete, objašnjavate? Și după câteva luni să constatați că el nu merge în aceeași direcție cu voi. I posle nekoliko meseci napornog rada i truda shvatite da on uopšte ne ide vašim putem. El are alte idei, are alte obiective, are alte valori decât dumneavoastră. On ima druge idee, druge ciljeve i njegovo vrednovanje stvari je drugačije nego vaše. A pățit cineva măcar o dată așa ceva? Da li se desilo măcar samo jednom nekom od vas? Da, nu? Da. Înseamnă că mă înțelegeți cum e. Znači, da me razumete kako je. Je frustrant. Frustrirajuće. Si se rupe inima. Cepa ti se srce. Atunci a venit a doua lecție pe care am primit-o de la Imre Park. I upravo tada, u tom periodu, saznao sam za drugu lekciju. Naučio sam je od gospodina Imrea Palkaja. Nu ai nevoie de mulți oameni în echipă, așa, pur și simplu. U echipi tvoje ne mora da bude veliki broj ljudi, samo da bi bio veliki broj. Ai nevoie de mulți oameni instruiți în echipa ta. Nego ti treba da ljudi iz tvoje ekipe budu dobro upućeni u to što se radi. Așa că din momentul acela am început să-i trag pe toți după mine la toate seminarile de instruire. I od tog trenutka sve ljude iz tima ja sam vodio na sve seminare obuke. Apropo, câți dintre dumneavoastră ați venit astăzi însoțiți de cineva? Koliko vas je danas došlo u društvu sa nekim? Dižite ruke. Super! Big aplauz! Am să vă rog să vă întoarceți către persoana pe care ați invitat-o și să-i spuneți. Molio bi vas da se okrenete prema osobi sa kojom ste došli, koja vas je vaš pratilac, i da joj kažete. Felicitări că ești acum aici! Čestitam ti što si sada ovde. Sunt mândru să fim în aceeași echipă.
to sa do tvoje ekipy. Și uite așa, am ajuns la a treia etapă a călătoriei mele, când am spus, vreau să fac o diferență în viața mea, împreună cu oameni care vor să facă și ei o diferență în viața lor. I tako sam stigao do treće etape mog putovanja. To je etapa u kojoj sam rekao, hoću da napravim promenu u svom životu, zajedno sa ljudima koji žele da promene nešto u svojim životima. Pentru că împreună în echipă, da bi posle u zajedničkom timu, să facem o diferență în viața altora. Napravimo razliku u životima drugih ljudi. Am observat că diferența dintre cei care au succes și cei care nu au succes. Primetio sam da razlika između onih koji su uspešni i onih koji nemaju uspeha. Nu constă în lipsa banilor sau unei diplome. Ne zastoji se u nedostatku para ili neke diplome. Ci constă în maniera în care gândesc cele două categorii de oameni. Veci, crie se u načinu mișljenja i načinu razmișljenja tih ljudi. Dacă vrei să ai succes și oamenii să te urmeze, ako hoćeš da imaš uspeha i da imaš sledbenike, atunci trebuie să faci zilnic, în mod intenționat, patru lucruri. Onda moraš svaki dan namerno da napraviš ove četiri stvari. Uno, oferă valoare oamenilor din jurul tău. Ponudite vrednost ljudima oko sebe. Doi, iubește oamenii necondiționat. Bezuslovno volite ljude. Încurajează oamenii să aibă încredere în echipă și în ei înșiși. Podigni nivo poverenja ljudi prema sebi i prema onih koji ih okružuju. Și patru, lucrează zilnic la viziunea ta ca și lider. I četiri, svakodnevno radite da bi se usavršili i usavršili svoju viziju kao lider. Acum poate vă puneți problema care să fie viziunea unui lider ca lider. Zato možda se pitati koja bi to bila vizija jednog Kalivita lidera. Vreți să aflați? Da li bi htjeli da saznate? Da. Hai să vedem. În primul rând, găsește niște persoane care au aceleași valori ca și tine. Za početak pronađite osobe koje dele iste vrednosti kao i vi. Adu-i împreună pentru un țel comun, de exemplu, o viață de calitate. Ubedite-i da se udruže sa zajedničkim ciljem, podržani snažnim konceptom. Și fă lucrul acesta bazat pe un concept puternic de afacere. I sve to zasnivaj na snažnom biznis poslovnom konceptu. Fă-i să înțeleagă, fă-i să înțeleagă că țelurile echipei sunt perfect aliniate cu țelurile lor personale. Pomozite-im da shvate da lični ciljevi su im isti kao i ciljevi tima, odnosno zajednice. Apoi urcă-i pe toți aceștia în vehiculul potrivit. Zatim ukrcajte ih u zgodno i pravo vozilo. Care bineînțeles se numește Kalivita. Koji svakako se zove Kalivita. Așează-i pe locurile potrivite, potrivit cu pregătirea lor. Postavi ih na sedišta koje im odgovaraju. Puneți cu toții vehiculul în mișcare. Zajednički pokrenite to Kalivita vozilo. Și dirijează acest vehicul să ajungă la destinația corectă. I vozite tako da stignete na pravu destinaciju. Cred că managerii Kalivita din sală înțeleg semnificația
organizacija i imađini koju treba mjer. Mislim da Kalivita menadžeri iz Sare razumiju ovu sliku sa palmama Kalivita vozila. N-aș vrea să trec mai departe fără să vă spun și de un al treilea mentor al meu. Ne bine o da nastavim, a da pre toga da pominjem i mog trećeg mentora. Este un mentor de suflet. To je mentor koji je radio na mom duhovnom stanju. Și bănuiesc că v-ați prins, este vorba de domnul Jerry Hunt. I mislim da știți naște regiuri în familie. Sper că nu este doar mentorul meu. I iskreno se nadam, a potajno sam i ubeđen da nije samo moj mentor. Mulți ani m-am gândit cum aș putea modela gândirea antreprenorială a lui Jerry în propria mea afacere. Dugo vremena sam razmišljao kako mogu način razmišljenja gospodina Jerrya da prenosim na moj način razmišljenja. Ja te ce am aflat. I evo šta sam otkrio. Dacă am privit de sus, așa să facem un zoom out, ako bi nam od gore palo, Kalivita se vede ca o echipă de echipe. Kalivitu bi tim pogledom videli ca o jednu echipu sastavljenu od više echipa. Aparent, fiecare țară este clar delimitată, are directorul ei de țară, are rețelele ei, are liderii. Samo prividno, svaka država je dobro okvirena ca o mreža Kalivita sa svojim direktorom, menadžerima, liderima i ostalima. Vă spun aparent pentru că așa am fost învățați să gândim. Kažem samo prividno, jer smo tako bili naučeni da mi. Ăsta este modelul care am fost învățați. Ovo je model na koji smo bili naučeni. Ce se întâmplă în realitate este aceasta. A ono što se u stvarnosti dešava je ovo drugo. Cu toții suntem interconectați. Svi smo umreženi međusobno. Datorită tehnologiei, datorită globalizării. I zbog tehnologije, ali i zbog globalizacije. Și totuși, ce ne ține împreună și ne face de succes? A što nas ipak drži zajedno i doprinosi našem uspehu? Este vorba de puterea parteneriatelor. Tu je u pitanju snaga partnerstva. Un parteneriat presupune o echipă matură cu un leadership puternic. Jedno partnerstvo podrazumeva jednu čvrstu, zrelu ekipu sa jednim snažnim liderom. În cadrul echipei fiecare are un rol precis pe care l-a câștigat în timp pe baza unor abilități verificate. U okviru ekipe svako ima jasno odvojeno svoje mesto sa zadacima koje je zaslužio zahvaljujući veštinama koje kroz vreme su proveravane. Acum haideți să vedem ce stă la baza de parteneriate Kalivita. Sada da vidimo šta je osnova Kalivita partnerstva. Respectul și încrederea. Poštovanje i poverenje. Recunoștință pentru ajutorul primit. Zahvalnost za dobijenu pomoć. Responsabilitate pentru partea ta de contribuție la dezvoltarea echipei. Odgovornost za doprinos koji se od tebe očekuje u okviru tima. Instruirea continua, aceasta ducând la competență. Stalno učenje i nadgradnja koja donosi i nove veštine. Și nu în ultimul rând, împuternicirea celor instruiți pentru a acționa pe cont propriu. I ne u posljednjem redu, osnaženje onih koji su obučeni da počinju da deluju sami. Asta duce la implicare și angajamentul lor. I tako i oni postaju deo Kalivite koji ima svoj zadatak. Încă o idee. Još jedna ideja. Când Steve Jobs a dezvoltat platforma Apple, kada je Steve Jobs razvio
Apple System. Ai inventat și un nume care ulterior a devenit un titlu. Izmislio i jedan svet koji je posle postao jedan naslov. Dezvoltator. To je razvoj. Mai exact, dezvoltator de aplicații. Bolje rečeno, razvoj aplicația. Numea așa pe cei care foloseau resursele Apple. Tako je on nazvao one koji su koristili Apple resurse. Pentru a crea aplicații care rezolvau o nevoie a utilizatorilor de telefoane sau tablete. Da bi izazivao one koji koriste Apple sistem da razviju aplikacije koji će su se pokazali nužne korisnicima telefona i tableta. Așa a apărut Apple Store. I tako je Apple postao to što je. Atunci când cineva mă întreabă cu ce mă ocup, kada mi neko pita čime se ja bavim, îmi place să spun că sunt dezvoltator de rețele, sviđa mi se da se predstavim kao onaj koji razvija mreže. În parteneriat cu Calimita, o firmă multinacională. U partnerstvu sa multinacionalnom kompanijom Calimita. Sună frumos, nu? Zvuči čak i lepo. Și de obicei sunt întrebat, și ce faci acolo? I obično pitaju, i šta tamo radiš? Ca să fac discuție interesante, le spun. Da bi malo začinio razgovor i produžio ga, onda ja kažem. Formez ekipe ACDC. Formiram ICDC timove. Eu fiind un fan. Ja sam fan ICDC-a. Și ce înseamnă asta? I šta znači to? Înseamnă că formăm membrilor o atitudine de tip plus plus plus. Tako objašnjavam ja. Formiramo ili usađujemo kod članova stav. Adică ce e asta? Păi oamenii aceia visează în plus, muncesc în plus, dar și câștigă în plus. Taj stav sa tri pluseva znači da ti ljudi imaju plus ili višak snova, višak rada, ali i višak zarade. De aceea, noi le dezvoltăm competența, le antrenăm disciplina și le încurajăm cooperarea. Zbog toga, time je naveden da radi na svojoj stručnosti, disciplini i saradnji. Practic, asta am învățat de la Jerry Harvider. Atitudine, competență, disciplină și cooperare. Ovo sam naučio od gospodina Jerrya Hargitaya. Grâniere, încă o idee, vă rog, aș vrea să vă spun așa. Na kraju još jedna ideja, teo bih ovo da vam kažem. Trăim într-o lume în care modelul de telefon cumpărat anul trecut deja s-a învechit. Živim o svetu u kojem marka telefona koju smo kupili prošle godine je već zastarela. Trăim într-o lume în care trendurile în modă se schimbă mai repede decât apucăm să le probăm. Živim o svetu u kom modni trendovi se menjaju brže nego što mi stignemo i da probamo ono što je bio modni trend. Cu toate acestea, Calimita a rămas și rămâne o constantă în viața noastră. I pored toga, Calimita ostaje constanta u našem životu. Un vechi proverb chinezesc spune așa. Cel mai bun moment să plantezi un copac a fost acum 20 de ani. Jedna kineska poslovica kaže, najbolji trenutak da zasadiš drvo bio je pre 20 godina. Al doilea cel mai bun moment este acum. A drugi najbolji trenutak da zasadiš drvo je sad. Parafrazând acest proverb, vă spun așa. Cel mai bun moment să începi Calimita a fost acum 20 de ani. Parafrazirea
slušajući ove izreke kineske, mogu da vam kažem ovako. Najbolji trenutak da počinjete sa Kalivitom bio je pre 20 godina. Dovada menedžeri kada sam astăzi prezența aici. A dokaz za to su menedžeri koji su danas u ovoj sali. Dacă vreți să profitați de experiența lor, al doilea cel mai bun moment să începe afacerea Kalivita este acum. I ako hoćete da koristite i da učite iz njihovog iskustva, drugi najbolji trenutak da se uključite u Kalivita sistemu jeste sad. Doamnelor și domnilor, a fost o onoare pentru mine să fiu oaspetele dumneavoastră. Dame i gospode, čast mi je bila da bude vaš gost. Sper că informațiile oferite vă sunt utile. Nadam se da ovo što sam vam rekao jednom će vam koristiti. Vă doresc mult succes și rezultate bogate și în următorii 20 de ani. Želim vam puno uspeha i dobre rezultate i u narednih 20 godina.